Din ce în ce tot mai mulți gorjenii revin la tradiția sărbătorilor de iarnă, când taie porcul crescut în ogradă pentru ca bucatele pentru masa de Crăciun să fie cât mai sănătoase. La Turcinești, de exemplu, majoritatea gospodarilor au sacrificat animalul crescut în propria ogradă. Dis de dimineață, așa cum se începe treaba pe la țară, oamenii s-au apucat să aleagă porcul cel mai gras care să fie sacrificat. Au pregătit locul în care va fi pregătit după tăiere, iar medicul veterinar l-a asomat pentru ca animalul să nu sufere prea mult. Este mai bine și pentru animal și pentru proprietar, pentru om. Pentru om e mai bine că este mai ușor de tăiat și pentru animal că nu suferă în momentul în care e tăiat. După asomare a început și pârlirea porcului, ritual păstrat cu sfințenie. Îl arde bine pentru ca joricul să rămână moale și gustos. Ar fi păcat, stând la țară, să cumperi porc. Deci, oricum îți rămân alimente care, de ce să le lapezi? Așa le dai la un porc. Diferă și carnea din cea de magazin, din magazin, pentru că aia de bine de rău o injectează și o bagă și vreo 72 de ore, am înțeles că o ține la macerat și după aceea o scoate la vânzare. Precum noi, o folosim proaspătă sau după aceea o conservăm prin afumare. Fiecare etapă a fost respectată în așa fel încât șoricul să fie cât mai bun. Deci punem sare, pentru că ați luat mai bine cea mars. Șoricul va fi moas. După asta îl acoperim puțin, ca să înăbușească. Da. Deci, mai mare. Prin, dacă l-acoperim, să mai și șoriciu, să ne pușește bine. După ce l-au copt foarte bine, se trece la următorul pas. Porcul este frecat cu sare și apă pentru a se putea curăța perfect. După ce au finalizat și această operațiune, femeile din casă trec la tămâierea animalului, obicei care este menținut cu strictețe în fiecare familie din comuna Turcinești. Pe margine, gospodinele casei aduc vinul fiert pentru muncitori, drept răsplată pentru munca depusă. La capul porcului, oamenii au ciocnit o cană cu vin fiert și au urat să mănânce porcul sănătos. Hai! Să mâncați sănătos și... La anul mai voioși! Mulțumim! Nicule, ia să-ți ceașca ta. Nu, asta-i! Adică-i! A, să-i fugi! Eu fugi, mă! Lasă! După ce au desfăcut carnea, gospodinele intră în joc. Femeile trebuie acum să prepare cărnați, caltaboși, dar și șuncă, astfel încât masa de sărbători să fie una îmbelșugată.